Salut! Astăzi voi prepara din flori de păpădie culese din grădină un delicios sirop de păpădie. Haideți să vedem etapele prin care obținem acest delicios sirop de păpădie. Un sirop de primăvară încărcat cu vitamine și minerale. Florile le-am curățat bine de codiță, resturile de iarbă și resturile de insecte. Așa arată florile. Acum le spăl bine în apă rece. După spălare, am să le scurg și le pun pe foc. Am pus la foc 220 de flori de păpădie în 2 litri de apă. Le las la foc mic până apa dă în clocot. Le las să fiarbă. Apa a dat în clocot. Acum le opresc. Le opresc, le acopăr și rămân așa până mâine, când le voi pune din nou la fiert. Am curățat restul de flori care mi-au rămas. Și le voi duce pe balcon, într-un loc luminos, răcoros, de semi-umbră. Le voi așeza pe o hârtie la uscat. Am așezat florile de păpădie la uscat. Rămân în acest balcon până se vor usca foarte bine. După aceea le voi strânge și le voi pune în pungi din hârtie. Și le voi folosi pentru prepararea ceaiului din flori de păpădie. Ziua a doua. Am scos bine florile, le-am stors, am scurs zeama, care a rezultat din urma fierberii. Zeama a fost lăsată la infuzat 20 de ore, de ieri până astăzi. Am pus-o la foc și adaug un 2 litri de lichid, adaug 1 kg de zahăr. Mie îmi place să fie mai puțin dulce, conform rețetelor care se află pe internet, ar fi trebuit să pun 2 kg de zahăr, dar după gustul meu este foarte mult și foarte dulce, așa că pun doar 1 kg de zahăr. Amestec încet și las la fiert o jumătate de oră. Vreau să obțin un sirop, nu vreau să obțin un concentrat foarte dens. Un sirop pe care să-l folosesc la prepararea băuturilor răcoitoare. Adică să pun o lingură de sirop la un pahar cu apă minerală. Îl las acum să fiarbă o jumătate de oră la foc mic. Am să tai o lămâie și sucul obținut de la lămâie, lămâia stoarsă, am să-l pun peste siropul nostru. Sucul obținut de la lămâie l-am strecurat de pulpă și eventual de sâmburi. Iar zeama curată o voi pune acum în vasul cu sirop. Am oprit focul la sirop, dar este încă fierbinte.
și adaug zeama de lămâie. Zeama de lămâie o încorporez. Și gata. Îl las să se răcească. După ce se răcește, îl voi pune în sticle. Siropul din flori de păpădie este gata. L-am ținut la frigider câteva zile și acum poate fi consumat sub formă de băutură răcoritoare. Simplu. Cu apă plată sau cu apă minerală după gust. Este un sirop foarte bun și sănătos. Încercați și voi!